În seara aceasta Ionela și Robert au discutat despre mai multe lucruri. De exemplu, o spunea Ionela că sigur vor avea și ei discuții contradictorii, se vor mai certa pentru că acolo în casă nu se întâmplă asta, fiindcă nu au parte de responsabilități și oricum în orice cuplu există și ceartă l-a întrebat pe Robert cum de nu a venit mama lui în competiție și acesta a spus că oricum nu putea să vină din cauza serviciului, dar nici nu a vrut el să îl însoțească, cum ar fi fost să se vadă un material cu cei doi sărutându-se și să fie și mama acolo de față, pentru că oricum și așa îi este rușine. Și a mai zis că este o persoană foarte directă, dacă ar fi văzut că cineva vorbește urât despre el, imediat i-ar fi răspuns. Apoi cei doi și-au făcut planuri despre unde vor face revelionul. De exemplu, întreba Ionela, a spus Robert că la niște prieteni, ea a zis că vor vedea, să vadă și când se termină sezonul, dacă vor sta până la final. Și Robert a spus că el are o mentalitate de campion. Adică. Miren, creo que te cago por resistir mundo y la final.